Wow, nu-mi stă părul bine, ce surpriză, nu? Da, mă, ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți bine. Eu de-abia m-am trezit din somn, cred că se vede după fața mea. Am recuperat astea 4 episoade din The Boys. A apărut sezonul 3 din The Boys și pur și simplu e genial. Și le-am terminat, evident, la 4 jumate dimineața și când filmez eu clipul ăsta este 10 și jumătate. Dar pot să zic că a meritat, unul din puținele seriale noi apărute relativ și mișto în același timp. Deci uitați-vă la The Boys dacă nu l-ați văzut. Și totuși, astăzi nu este vorba despre asta, astăzi este vorba despre țepe. Sunt curios de când nu v-ați mai luat voi o țeapă. Bănuiesc că nu de foarte mult timp, pentru că în ziua de astăzi este foarte ușor să-ți iei o țeapă. Omul ăsta, spre exemplu, a comandat o pereche de Converse și nu numai că sunt total diferiți ca și culoare, model și așa mai departe, ci că sunt și mărimi diferite și atenție, sunt doi stângi. Și eu care mă plângeam că am comandat mai de mult un rucsac și în loc de negru a venit albastru, dar omul ăsta săracu, ce să mai zică? Bine, nu e ca și cum nu poate să le dea retur, adică mă gândesc că poate să-i returneze și na, se rezolvă. Dar de ce să fie bătaie de cap că nu putea să fie bătaie de cap? Amuzant totuși că și un prieten a pățit fix la fel, v-am mai povestit și în trecut, deși l-au doi stângi. El nu i-a comandat, s-a dus fizic în magazin și abia când a ajuns acasă a realizat că și-au doi stângi. Și evident că a doua zi s-a dus la magazin și a cerut să cumpere doi drepți. Nici nu vreau să-mi imaginez fața oamenilor când s-a dus, a intrat un om random și a cerut să cumpere doi drepți. Bine, ulterior l-a explicat ce și cum și din câte mi-aduc aminte s-a rezolvat. Trecem totuși mai departe, de data asta nu mai avem niciun site dubios. Omul ăsta ne zice că a comandat un prosop de pe Amazon și surpriză, nu a primit nimic. Ce-o fi zis prosopul? Eu nu îl șterg pe ăsta, mă, ești nebun la cap cu fața asta să-l șterg eu pe ăsta? Eu nu îl șterg pe ăsta, mă, și s-a ascuns, s-a făcut invizibil prosopul. Și aparent am învățat ceva nou pe ziua de astăzi, pentru că omul ăsta ne zice că a comandat paste de dinți pentru câini și în loc de paste de dinți a primit masca asta. Și nici măcar nu pot să fi supărat pe eroarea asta și totuși am aflat că există paste de dinți pentru câini. Eu știam că sunt niște oase, e ceva mâncare specială și mai dai din când în când ca să nu-i pută gura. Bă, da, paste de dinți pentru câini, pasta nu știam. Și mult succes să stea câinele să-l speli pe dinți, adică pe bune. Sau pot o fi dresat, se spală singur, nu știu, mâine, păi mâine poate vezi că pui aparat dentar și la câine. Păi se întâlnesc acolo câini în țarcă a doua zi în parc acolo și se latră între ei, vorbesc acolo între ei. Că ce faceți băi săracilor, stăpânii voștri au avut bani aparat dentar, că uitați asta mea, stăpâna mea m-a pus ieri aparat dentar să vedeți ce zâmbet o să am în 2 ani și că cam 2 ani așa trebuie să stau cu el și după aia o să rup să vezi ce zâmbet de, nu știu, tor popa o să am, că mă gândesc că și câinii or să aibă un termen din ăsta de comparație și cum la noi este Dorian Popa, nu? Așa și la câini o să fie tor popa sau ceva. Iar jucăriile astea, cel puțin asta MOV, bă, nu arată chiar atât de fucked up. Cu siguranță nu arată cam poza de sus, dar nu arată chiar atât de fucked up. Cumva e pe acolo. În schimb, asta din stânga, bă, pare mutilată pe viață. Cine știe ce copil de prin vas lui a băgat o stângă, ești nebun, ce-o vezi copilul ăla? Păi nu-i bag eu mare stângă, mă, cum i-a băgat tata lui mama să moară familia mea de nu. Și tot din categoria produse comandate de pe Amazon, cineva a comandat deodorantul ăsta și surpriză, a primit asta. Legenda spune că l-a luat cu transpirații pe omul ăla când a văzut asta. Și totuși fie vorba între noi acum, cine dracu și comandă deodorant? Deodorant online, adică de ce îi face chestia asta? Nu e ca și cum nu găsești în aproape orice supermarket deodorant, adică e la îndemână. Sunt eu nebun pe bune, adică înțeleg să comanzi produse online și eu fac chestia asta. Bă, da deodorant, de ce ai comandat deodorant? Parcă e mai mare deranjul pentru oamenii aia să-ți aducă un rahat de deodorant la ușă, când repet, se găsește peste tot. Plus de asta, cred că e mai scump transportul decât deodorantul în sine. De ce ți-ai comandat un deodorant online pe bune? Și masca asta, bă, se vede de la o poștă că este editată în Photoshop, adică nu știu la ce se aștepta tantia asta. Unii oameni comandă chestii dubioase de pe site-uri dubioase și păi tot ei se plâng că nu corespunde produsul respectiv cu ăla de pe site. La dracu, la ce vă așteptați în cazul ăsta pe bune? În schimb, tortul ăsta este fucked up și ce este mai fucked up decât tortul ăsta este prețul, frățioare, pentru că femeia asta ne zice că a plătit 65 de dolari pe tortul ăsta. Și dacă e să mă întrebați pe mine, nici dacă arăta cam poza din stânga nu merita tortul ăsta 65 de dolari. Acum bine, nu-mi dau seama din imagine cât de mare e și așa mai departe, poate merită 65 de dolari, nu mă pricep. Ai mei, din păcate, nu-mi cumpărau așa ceva când eram mic. Maxim un tort cu ciocolată sau fructe și aia era, la mulți ani, Doamne ajută. Ce pot să zic. Și mi-aduc aminte că mi-au cumpărat toată un tort de la Tip Top, nu știu dacă o mai exista Tip Top, de avea gust de usturoi, frățioare. Din câte mi-aduc acum aminte, aia de la Tip Top aveau și mâncare gătită, făceau și mâncare și probabil l-au ținut lângă mâncare acolo, că avea gust de usturoi la dracu. Era un tort cu fructe și cu frișcă și avea gust de usturoi. Acum na, la asta design nu să fie ultima problemă, măcar bun la gust să fie și să n-aibă gust de usturoi, vorba aia. Cineva a mai comandat și covorul ăsta, doar că mărimea, ce să vedeți, nu corespunde cu aia de pe site. Ceva îmi spune că nu este vina site-ului, este vina femeii sau cine a comandat covorul ăsta, că nu s-a uitat ca lumea la mărime. Momentul ăla când te lauzi cu aia mare și de fapt, nu? Și totuși mă gândesc că bucățica asta de covor sau ce-o fi, bă, nu era mai mult de 5-10 dolari, adică la modul, nu știu, măcar sun și întrebi să vezi despre ce e vorba, să te lămurești. Era clar din preț că, na, ceva e neregulă. Dar unii oameni comandă, se duc așa cu capul, bagă capul înainte și după aia tot ei se plâng că sunt proști.
Bă, și când vezi masca asta de Freddy Krueger redusă la $20 de la 83, bă, clar, la fel te gândești că ceva nu e bine. Cel puțin eu asta și face. Oamenii ăștia aparent sau omul ăsta aparent nu. Și a plătit $20 și s-a ales cu masca asta de Freddy Krueger bunic. Pare Freddy Krueger bunic direct, deși cumva tot arată creepy, doar că na, mai bunic așa. Omul nostru ne zice că a comandat popcorn de pe Amazon și a primit punga asta, pungă din care mănâncă toți vecinii, ești de mult, mănâncă tot blocul și tot mai rămâne. Cine s-a gândit măcar că ar fi o idee bună să facă așa pungi de popcorn? Adică serios, nimeni nu o să termine niciodată punga aia de popcorn. Eu abia termin o pungă din aia medie de la cinema, ești nebun. Dar punga asta, frățioare, e ceva greu cu ea, adică e ceva puternic la punga asta. Și din nou totuși, bă, cine dracu și comandă popcorn online? Cum să-ți comanzi popcorn de pe Amazon? Adică ce dracu e în regulă cu unii oameni? Sunt eu nebun, mă, dar pe bune, de ce ți-ai comandat popcorn sau, nu știu, deodorant online? Sunt niște lucruri pe care le găsești, sunt la îndemână peste tot, le găsești peste tot. Înțeleg că uneori e lenea mare și mie lenea uneori să cobor să-mi cumpăr chestii. Bă, da, nici în halul ăsta, mă, dă o dracu de treabă. De când cu aplicațiile astea pentru mâncare și de când cu comandatul ăsta, mi se pare că unii parcă prea și-o sug așa. Lene, bă, da, unii pe bune stau așa pe spate, ești nebun pentru orice. N-ar cobor o secundă, bă, dacă nu e nevoie, n-ar cobor o secundă și până când și popcorn, mă, și-ar comanda online. Personal mi-ar fi rușine, mă, să pun omul ăla pe drumuri, ești nebun să vină să-mi livreze popcorn sau un deodorant, dă-o în măsa. Dar na, bănuiesc că dacă se poate, ai opțiunea asta să poți să comanzi, până la urmă, de ce nu? Oamenii comandă orice, aparent. Iar asta, într-adevăr, bă, o pot numi țeapă, deși Adidas ăștia sunt comandați de pe AliExpress, la modul la ce te așteptai. Bine, nu te așteptai nici în halul ăsta să fie. Bă, dar nici original, pe bune, vorbim despre AliExpress totuși. Omul nostru a primit direct botoși din aia de iarnă, mă, ești nebun de stat prin casă. La modul m-ar fi buvnit râsul, ești nebun la cap. Cred că aș fi avut totuși un șoc și pe aia mă buvnea râsul, adică pe bune. Deși, mă rog, acum depinde și de preț, că dacă omul nostru a plătit, nu știu, $300 și a primit botoși ăștia de iarnă, nu cred că l-a mai buvnit râsul, sincer. O nouă zi, o nouă rochie, absolut oribilă, dacă ai să mă întreb pe mine, și cel mai probabil rochia asta a ajuns să fie portată prin casă din cauza imprimeului. Pentru că imprimeul aparent îi vine fix pe sân lui tanti asta și da, cel mai probabil a ajuns să fie portată prin casă rochia asta sau a ajuns cârpă de șters praful. Sau mai întâi a portat-o prin casă cât de cât și după aia a ajuns cârpă de șters praful. Ca toate hainele de altfel, adică doar eu fac chestia asta. Iar omul ăsta ne zice că a cumpărat tabloul ăsta de la un artist de pe Instagram, atenție! Așa arată pe Instagram și așa arată în realitate, ca multe femei de altfel, adică observați vreo diferență la dinții aia, de exemplu. Și partea amuzantă că ne zice omul ăsta că a încercat să ia legătura cu artistul ăla de pe Instagram și evident că i-a dat bloc, adică nu știu la ce se aștepta, sincer. În primul rând, de ce ai cumpărat ceva de la un om random de pe Instagram? Eu nu înțeleg. V-am zis, unii oameni mi se pare că și-o fac cu mâna lor și după aia tot ei se plâng pe internet că m-am luat țeapă. Păi la dracu, la ce te așteptai? Și de pe vremea măștilor, vorba aia, cineva a comandat masca asta de sus și în loc de masca asta a primit o pasta care nici măcar albă nu e, e roz. Și totuși există o pisică acolo, există un print cu o pisică, nu este printul ăla cu pisica aia de sus, dar există un print cu o pisică, pentru că putea să fie și mai rău, putea să fie un print cu un cal, de exemplu, și nici măcar nu m-ar fi mirat. Și tot din categoria Amazon și failuri, omul ăsta a comandat gel de duș și a primit cajun ceva, și totuși dacă e să ne uităm pe etichetă aici, bă, scrie Nivea Men. Totuși, na, la câte comenzi primesc oamenii, e inevitabil să nu se întâmple și o chestie din asta la un moment dat, adică na. Dar partea și mai tare la toată chestia asta, bă, și care erau șansele, vă zic eu, extrem de mici. Ca și omul ăla care a comandat că ajung ceva să se plângă că în loc de ăla a primit gel de duș. Bă, voi realizați ce se întâmplă? Superb sau ce? Care erau șansele? Repet. Oamenii ăștia ar trebui să se vadă personal acum să facă schimb de produse între ei. Mi se pare superb să bea și o bere împreună. Că da, bă, frate, dacă nu era curierul să ne încurce comenzile și internetul unde să ne plângem, noi nu le cunoșteam. Noi nu beam berea asta împreună, frate. Mă gândesc acum că oamenii ăștia stau relativ aproape unul de altul de s-a întâmplat eroarea asta și totuși e amuzant. Nu este un capăt de țară, că până la urmă și ăla putea să folosească gelul de duș și ăla putea să folosească gemul ăla sau ce dracu era. Și totuși, iar ajungem la întrebarea mea, de ce dracu ți-ai comandat gel de duș online? Bă, sunt eu nebun serios acum, adică înțeleg să comanzi chestii și eu o fac. Am comandat, nu știu, prosoape, am comandat lenjerii de pat. Bă, da, gel de duș și deodorant și popcorn și ce mai comandă lumea, de ce? Singura explicație logică și probabil asta se și întâmplă, că oamenii ăștia nu stau chiar în oraș. Mă gândesc că stau mai în afara orașului și nu au toate chestiile astea la îndemână. Că altfel nu-mi explic. În București cel puțin, bă, oricine, indiferent de cartier, oricine are un magazin de la un chioșc de la de bloc sau un mega lângă. Cumva, na, înțeleg dacă nu ai chestiile astea la îndemână, înțeleg să le comanzi, mai ales dacă comanzi mai multe.
Iar pălăria asta, sincer să fiu cu voi acum, cumva arată cam poza de mai sus, adică inclusiv tantia asta, modelul ăsta din poză, o ține așa, ești nebun. Femeile astea ne zic că au comandat pălăriile astea pentru soare, să nu facă insolație, să le protejeze de soare, și de soare probabil o să le protejeze, adică chiar o să le protejeze. De trafic, în schimb, nu cred că o să le protejeze, adică mult succes să treci strada, ești nebun cu pălăria aia pe cap, pe bune. Nu mori de insolație și mori călcat de mașină și tot mori. Ăsta ce să mai zic, mă, și-a comandat și el un fular cu Game of Thrones și a primit un fular cu Michael Jackson. Doamnește că a primit un fular, vorba aia, și doamnește să-i țină de cald. Cred că îi ține de cald, acum mai contează cu ce e. Ăsta ne zice că a comandat 3 hard discuri de pe Amazon, tot de pe Amazon. Pare că Amazon nu cam dă failuri, cel puțin în clipul ăsta nu mai produce, nu mai failuri, ești nebun, de pe Amazon. 3 hard discuri, atenție, de pe Amazon, și în loc de 3 hard discuri a primit 3 cutii a câte 20 de hard discuri. Și bă, sincer să fiu cu voi, nu văd nicio problemă. Atât timp cât omul a plătit 3 hard discuri și a primit 3 cutii a câte 20, chiar nu văd nicio problemă. Și probabil asta s-a și întâmplat. L-a luat cu cardul, le-a plătit cu cardul și aia a fost. Că mă gândesc că nu le-a plătit cash la livrare, îți dai seama, era omul cât să fie 3 hard discuri, 150 de dolari. Acolo. Era omul pregătit să plătească 150 de dolari și auzea curierul, ești nebun, 6850 de dolari sau o daia. Îmi aduce aminte de faza aia cu ceva spital, v-am mai povestit-o în trecut, cu oamenii aia de au comandat, mi se pare, 150 de pături pentru spital, pentru pacienți să se învelească oamenii, na, să nu le fie frig. Au comandat 150 de pături și un bou care a dat comandă, acum foarte mulți ani se întâmpla chestia asta, a uitat ou, căciulița, la A, și în loc de 150 de pături, oamenii s-au trezit în fața spitalului a doua zi cu 150 de paturi. Ăla fel, frățioare, ăla da fail. Ăsta comandă direct fasole verde online, mă, să comanzi fasole verde. I-a comandat un kilogram de fasole verde online și a primit o păstaie. Bănuiesc că este o păstaie destul de grea. Tot din categoria comenzi de pe Amazon, deși, mă rog, de data asta omul ăsta ne zice că nu a comandat absolut nimic de pe Amazon și totuși s-a trezit cu 4 CD-uri din astea, DVD-uri cu desenul ăsta. Ceea ce mi se pare bine, decât deloc, vorba aia, nu? Iar ăsta și-a comandat și el Adidas online, doar că în cazul ăsta și-a comandat Adidas online pentru că i-a venit unul singur, ceea ce mi se pare forța, a? Probabil a văzut că sunt reduși cu 50% și ăia de pe site, na, asta e de fapt era reducerea cu 50%. Surpriză! Ori purta curierul același model de Adidas și avea un pic dreptul rupt și ce-o fi zis? Bă, ăsta se confiscă, ăsta se trage pe dreapta, vorba aia. Și nu în ultimul rând avem și imaginea asta unde cineva iarăși a comandat bocanci din ăștia de iarnă și a primit în schimb botoși din ăștia tot de iarnă, dar mă rog, dar e stat prin casă. Iar astea după mine, dacă e să mă întrebați, bă, nu sunt simple erori și atât, adică mi se pare că sunt niște chestii făcute intenționat. Pe bune, n-ai cum să greșești chestia asta. Înțeleg să nu știu, încurci unele produse, de exemplu cum s-a întâmplat cu gelul de duș și cu cajun ăla, ceva ce căcat era ăla. Bă, da, chestia asta mi se pare, v-am zis, adică nu e eroare și atât. Mi se pare că e o chestie făcută intenționat. Și totuși, cam atât și cu clipul ăsta, o să închid și eu aici, mamă, îmi pică ochii efectiv, îmi pică ochii în gură de somn, dar a meritat, v-am zis, uitați-vă la The Boys, e foarte șmecher și ne auzim data viitoare cu un nou clip. Nu uitați că mă găsești și pe contul de Instagram, andrei.cosmin.n, nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările dacă sunteți noi și noi ne auzim data viitoare.